decis dacă să luăm un proiect care știm că ne va costa poate mai mult decât ceea ce vom câștiga pe termen scurt, dar poate că dacă vom livra și vom fi de succes, pe termen lung putem să avem o colaborare de lungă durată cu clientul respectiv și să avem un business mult mai extins. Deci asta e un risc pe care îl putem trata și ca o era un pilot și dacă acest primit pilot a fost un eșec, probabil că nu mai lucram cu acea tehnologie. Deci era important ca acest proiect să fie de succes ca să putem să mergem în continuare cu această tehnologie. În acest moment cum anume ne-am umplut coșul de cumpărături, dar am ajuns la pasul în care trebuie să verificăm că în coș avem ceea ce ne-am propus să avem, ceea ce ne comandase de fapt inițial, să nu cumva să trecem la pasul următor, cumpărăm ceea ce nu ne-am fi dorit. În mod clasic, cum ar fi arătat un codex de genul acesta, scris, mă rog, noi scriem cu Java, Selenium și TestMG, pentru fiecare proprietate pe care trebuia să o verificăm, și vedeți că aici sunt destul de multe, cum ar fi fiecare produs, produs însemnând fiecare entry de acolo care are o poză și text, preț, cantitate, fiecare entry ar fi trebuit testat cu un assert al lui. Fiecare proprietate ar fi trebuit să aibă un assert al lui, ceea ce ar fi făcut ca un test pentru acest cod de cumpărător să fie foarte stufos, foarte lung, o știruire foarte mare de asserturi, care până la urmă este foarte greu de menținut, de scris, de înțeles și nu are niciun sens. Dacă, de exemplu, metoda în care facem testele ar fi fost separată, deci chiar o metodă doar pentru teste, dacă ar fi trebuit să testăm, de exemplu, pentru alte limbi, exact același modul, ar fi trebuit să pasăm un număr foarte mare de parametri acele metode, tocmai ca să putem să rulăm testul, ceea ce nu este deloc eficient și nici măcar nu arată bine. Soluția propusă de către noi era să gândim testele un pic altfel, să le gândim de punct de vedere obiectual, să le gândim ca și developeri, să zic așa, să folosim uneltele lor, să folosim fix obiectele, clasele, constructorii și să le adaptăm testelor noastre. Avem o pagină care, sau un modul, să zicem modul, are anumite proprietăți, fiecare proprietate trebuie să analizăm de sus în jos. Trebuie să ne gândim că avem un obiect mare care este coșul de cumpărături și să vedem care sunt proprietățile sale. Păi avem, în primul rând, o listă de produse, avem, de exemplu, în partea dreaptă avem un modul de sugestii, mai avem, de exemplu, un label-ul care ne spune care este totalul, un buton și un link. Fiecare dintre acestea trebuie să fie corecte și pentru a le verifica pe toate dintr-o dată, le vom sparge pe bucăți. Am identificat în primul rând că avem un label, care este de fapt principiul. Trebuie să descompunem obiectele, începând de sus, până ajungem la primitive și la date foarte simple. Label-ul de sus, tipul cum ar veni de pe pagină, este un string, e foarte simplu. Aceste identități de mici care sunt, mă rog, au formă similară, le putem declara ca fiind obiecte de tip produs. Fiecare produs, după ce
inițial vom sparge în bucăți de sală, dar după dată rămâne la bucăți primare, la coșul de cumpărături. Coșul mai are pe lângă titlul lista de produse, mai are acest modul care de asemenea va fi un obiect, are un label care îi zice totalul, un buton și un link. Începe să săpăm mai departe. Ce este un produs de fapt? Păi produsul este fiecare tipul de aici, care produs și el are proprietățile sale. Are un label, un label care spune care este prețul, un label care spune cantitatea, totalul și încă un buton. Am identificat cine o să fie lista de produse, pentru că vom folosi tipul de produs, după care identificăm cine este o imagine și un link. Practic, ce vom avea la moment dat o să fie, zice ce am zis, shopping cart are două liste de produse, un preț care va fi un label, un buton care va fi de tip buton, un obiect în sine, un link care va fi un alt obiect, mai departe. Produsul va avea o etichetă, o descriere, acestea pot să fie stringuri, imaginea va fi un alt obiect care vine mai jos, prețul va fi de asemenea un string, calitatea un string și așa mai departe. Practic, începând de la cel mai complex obiect, începem să-l spargem până găsim proprietăți ale paginii care se pot exprima foarte ușor prin primitive și prin tipuri oferite de către Java, stringuri, integral. Vom defini obiectul, pentru că scriem în Java, vom scrie cine este structura, vom începe cu shopping cart-ul. Lista aceasta este mai devreme. Are un titlu care este string, o listă de produse, product, care product va fi obiectul definit mai jos. Fiecare proprietate o vom trece în obiectul respectiv și vom avea practic o colecție de obiecte. Ce vom face cu ele? Vom începe să construim conținutul la care ne așteptăm, conținutul actual și conținutul expert. Cum vom face asta? Vom începe să definim conceptul pentru aceste obiecte. Fiecare dintre aceste clase va avea constructorul său, practic va avea două feluri de constructor. Un constructor pe care să-l folosim pentru a construi actual-ul și un constructor pentru a folosi pentru a genera expert. Vom începe cu cel mai simplu obiect. În cazul acesta, să zicem că obiectul un link este cel mai simplu. Din punct de vedere al Selenium-ului, un link este practic un element din codul HTML care are niște proprietăți. Are niște atribute. Are un URL care se deschide când ai pe el, are un text care se afișează când te uiți pe pagina. Linkul respectiv are un anumit label care zice continue shopping text. Aceste proprietăți le putem genera în timp, de exemplu, la un moment dat, când ne uităm la coșul de cumpărături, știm exact ce proprietăți trebuie să aibă. Știm că linkul de continue shopping trebuie să aibă un label, care să fie de tip string și care să zică continue shopping în engleză. De asemenea, URL-ul său trebuie să fie tot un string, știm noi care va trebui să fie acela. Facem constructorul și vom apela mai încolo. Aici am început să construim în sus. Am venit deci de la cel mai simplu obiect, în sus. Vom construi pentru fiecare câte un constructor, folosind, bineînțeles, pentru fiecare tip, constructorul pe care am definit înainte. De exemplu, pentru Java, avem o imagine, o proprietate a produsului care este imagine. Imaginea respectivă, în tabul constructorului, va veni, mă rog, îi vom pasa acest parametru. Da? Și fiecare parametru să fie încadrat în constructorul respectiv. Fiecare tip al proprietății o valoare care are același tip. De ce zic asta? O să vedeți mai încolo cum construim din vădă. Și prin care este cel mai complet din obiecte, da? Pe el o să definim ultimul, pentru că deja știm cine sunt eventualele obiecte care pot să ajung să facă parte din obiectul respectiv. Știm că am definit deja un produs, știm cine este un icon, cine este un link, și așa mai departe. În acest constructor, ce vine ca parametru, o să pasăm în proprietățile respective. Vom crea conținutul respectiv pentru că le vom și folosi. Deci lipsește slide-ul efectiv cu felul în care construim conținutul. Practic, pentru ce am văzut mai înainte, pentru acest modul, de când instanțiem conținutul respectiv, noi știm că label-ul de tip o să fie fine-specificat. Lista de produse o să fie după cum urmează. Primul produs o să aibă label-ul la de macchiato, descrierea va fi clasica de macchiato și așa mai departe. Deci vom construi lista de expected, pur și simplu pasând valorile pe care le știm noi
cumpărăm. Deci, în momentul de față, avem tot conținutul la care ne așteptăm, tot conținutul expect. Vrem să construim partea de Azure și aici va interveni partea de Selenium. Testele de Selenium lucrează cu conceptul de web elemente. Practic, fiecare element din HTML are o reprezentare în formă de web element. Practic, trebuie să-i pasezi cu Selenium un selector, care să știi despre ce element este vorba când faci testul. Al doilea constructor pentru fiecare obiecte care o să-l facem, o să primească ca și parametru doar un web element sau o listă de web elemente, pe bază care să populeze exact aceleași proprietăți pe care le-am dat în constructul anterior. Practic, în cazul conținutului actual, noi știm că disk.label primește anumită valoare. În cazul în care construim valoare expected, știm cine este, la actual, îi vom spune disk.label primește o proprietate a web elementului respectiv. Selenium are niște metode care ne redau proprietatea ale elementelor, cum ar fi textul care este afișat și funcție de elementele cu care lucrăm, alte proprietăți, cum ar fi, în cazul unui link, avem exact URL-ul. Sunt alte atribute care se pot folosi și care se pot determina pe baza web elementelor respective. Care apoi să le pasăm exact în proprietățile de aici. Obiecte pentru care putem să pasăm un singur web element. Pentru a genera label-ul și URL-ul, de pe web element vom lua pentru label apelăm metoda să inserem getText, care ne zice exact ce anume avem pe respectiv, și pentru URL-ul care se deschide vom folosi metoda getAdd, care efectiv o să extragă din pagină ceea ce găsește la momentul respectiv. Și astfel, pentru fiecare obiect, pe baza unui web element sau a mai multe de web elemente, care este beneficiul la scrie testele în acest mod?
bineînțeles, nu se pretează chiar la orice fel de test. Dacă am dorit să facem ceva doar să dăm un click pe un buton și să verificăm o proprietate mică, probabil că nu se rentează să faci dita mea structura de obiecte. Dar în cazul în care vrei să testezi un site foarte mare și să poți să repeți aceeași test de foarte multe ori, modificând foarte puține lucruri, e o soluție foarte bună. Avantajele ar fi, bineînțeles, că testul este scurt, ai pus un singur aset și ai comparat două valori. Instant ai testat o cantitate foarte mare de informații, un singur aset. Foarte ușor de menținut, pentru că și de asemenea testele sunt separate de modul în care generezi conținutul. Teoretic, testul nu trebuie să se schimbe, s-ar putea schimba doar valorile la care te aștepți sau modul în care a fost generate proprietățile. În acest caz, testul nu știe de acest aspect, nu-l interesează, tot ce interesează este să compare valorile. Beneficiul este că structura este foarte compactă pentru teste și este foarte ușor de modificat și înțeles de către oricine care intră pentru prima dată pe proiectul respectiv. Poate că faci alte beneficii. Dacă vreți să luați legătura cu mine, mă găsiți pe LinkedIn, pe blog, pe I'm a Little Tester, pe WordPress sau pe Facebook. Facem o pauză de 20-30 de minute, după care vom continua cu partea. Am reușit și am scăpat, am zis, da, eu ies. Dar nu, avea Nicol ce ori vorbit cu mine. Nu, stăm și aveam nu se face. Mă, după nu unde? Păi nu. Pe vin șofa, e pe vin șofa. Și eu mă duc după aia. Da.
Trebuie să-i susțin de ceilalți speakeri. Hai, cum ai fost? Păi, nu, ce nu. Dar știi că ce ar fi și mai fost pe mag? Nu, da, 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 chiar atunci aș fost schimba 0 și era de... Fain, poți să-mi plătești cu card. 5.000 de lei era 500. E de și atunci n-am ce să mai zic, dar... Păi eu știu, de ce-i bol? Mă scuze. Banca e blocat, banca. De ce eu luam bani? Ai fost de foarte bine. Da, nu se vedea deloc, deci în viață, în tablă, cum se vedea. Top Gun. Se bate Top Gun. Da, acolo, așa. Și stătea acolo singur în picioare, în spate. Curmărea. No, cine că batem? Hai că vedem ce e.